Republica Moldova a finalizat recent o etapă istorică în dezvoltarea sa. Astăzi suntem o țară asociată cu Uniunea Europeană. Cetățenii noștri au libertatea de a merge în Europa fără de vize. Proiecte importante de infrastructură care aduc o viață mai bună pentru cetățenii Republicii Moldova sunt implementate sau în curs de implementare. Trăim o perioadă a marilor realizări, dar și a marilor provocări. Moldova are realizări, Moldova are și obiective. Noi ne-am asumat transformări și reforme fără de precedent, care au un singur scop: să construim o țară europeană. Acum avem șansa să scăpăm de sărăcie, mizerie, corupție, dependență politică și economică, să devenim un stat dezvoltat, un stat european, cu instituții de drept puternice, cu cetățeni care trăiesc liber și trăiesc în bunăstare. Însă așa cum a mai fost în istoria țării noastre, de fiecare dată când Moldova este mai aproape de viitorul său european, când Moldova se ridică, devine o țară de succes și se rupe de trecutul falimentar și întunecat, reapar puteri externe, dar și interne, care doresc să ne îngenuncheze. Nu este pentru prima oară când cineva dorește să instaureze haosul, dizbinarea și sărăcia pentru a ne supune. De fapt, acestea sunt unicele lucruri pe care unii le pot promova. Partidul Liberal Democrat din Moldova condamnă acțiunile neprietenoase ale autorităților Federației Ruse în legătură cu introducerea embargoului la importul fructelor și conservelor din Republica Moldova. Este evident că prin acest gest ostil, Federația Rusă a decis să pedepsească, și aici vreau să fac o mențiune, nu politicienii din Republica Moldova, nu o persoană sau alta, nu un partid politic sau altul, dar cetățenii Republicii Moldova. Pentru aspirațiile lor, pentru dorința de a trăi într-o țară europeană și prosperă. Reiterăm că nu există nici un temei pentru aceste acțiuni. Produsele din țara noastră sunt de cea mai înaltă calitate și corespund standardelor sanitare internaționale și europene. Testarea calității fructelor, legumelor și a conservelor se efectuează în baza standardelor europene și în laboratoare moderne. Spuneam mai devreme că inamicii Republicii Moldova nu sunt numai în afara țării, dar au și aliați fideli aici, în Republica Moldova. Din păcate, în țara noastră există partide politice, dar și personaje care acționează împotriva propriei țări, împotriva cetățenilor Republicii Moldova. Vreau să menționez un lucru foarte important. Comuniștii, sateliții lor socialiști și de altă factură, toți fiind anti-europeni, întreprind acțiuni directe, coordonate cu autoritățile de la Moscova, pentru a promova embargouri, acțiuni de separatism, acțiuni de diversiune economică, represiune asupra cetățenilor noștri care muncesc în Federația Rusă. Ei sunt cei care merg la Moscova și cer ca cetățenii proprii țări să fie pedepsiți și persecutați. Este o trădare să ceri sancționarea propriului popor pentru dorința de a trăi mai bine. Comuniștii și sateliții lor umblă cu minciuni și manipulează oamenii, promovând ideea incompatibilității acordurilor de asociere și liber schimb cu comerțul pe care îl avem cu Federația Rusă. Este o minciună, este o minciună cinică. Republica Moldova are acord de liber schimb cu CSI, parte din care este și Federația Rusă. Acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană este perfect compatibil, fapt confirmat de Uniunea Europeană, dar și de Organizația Mondială a Comerțului.
Republica Moldova va face față tuturor blocajelor economice și va proteja interesele cetățenilor Republicii Moldova. Partidul Liberal Democrat din Moldova va utiliza toate instrumentele diplomatice, politice și tehnice pentru a diminua efectele negative ale embargoului asupra cetățenilor Republicii Moldova. În calitate de membru al Partidului Popular European, astăzi am semnat o adresare către toți partenerii noștri politici pentru sprijinirea diplomatică și politică a Republicii Moldova în procesul de negociere cu Federația Rusă, pentru reluarea exporturilor, dar totodată și pentru mărirea cotelor în exporturile noastre către piața Uniunii Europene, pentru identificarea modalităților de compensare financiară și de altă natură a pierderilor cauzate de acest embargo. Chiar mâine ne vom întâlni cu o delegație de europarlamentari ai Partidului Popular European, condusă de președintele grupului PPE din Parlamentul European, domnul Weber. Pe plan intern, Partidul Liberal Democrat din Moldova face apel la solidaritate către toată societatea și clasa politică care dorește binele propriei țări. Este momentul în care toate partidele, societatea civilă, agenții economici, trebuie să se solidarizeze, să sprijine țara, să ajute Republica Moldova. Facem apel către toate partidele politice să dezaprobe acest embargo și să susțină în mod solidar producătorii agricoli și interesele țării. Vreau să vă spun că este un moment în care fiecare trebuie să-și arate adevărata față. Cei care sfidează interesul cetățeanului, cei care au în vizor doar interesul personal sau interesul de grup, de partid, nu fac decât să fie anti-cetățenii Republicii Moldova și să fie împotriva intereselor Republicii Moldova. În acest sens, anunțăm startul consultărilor politice privind pachetul de asistență pentru producătorii și procesatorii care vor suferi pierderi pe marginea embargoului impus. Pachetul de asistență va viza asistența fiscală, asistență în rambursarea creditelor, compensări directe și negocierea noilor piețe de desfacere. În același rând, îndemnăm consumatorii, agenții economici, distribuitorii, autoritățile publice să promoveze consumul produselor autohtone. Orice acțiune, inițiativă în acest sens, va fi un suport real pentru Republica Moldova pentru a face față acestei provocări. Unitatea va face să trecem cu demnitate peste aceste încercări. În această perioadă, doar unitatea națională și solidaritatea ne va permite să facem față acestor încercări. Nu este pentru prima dată și, din păcate, nu este și pentru ultima dată. Prin unitate vom face față și altor provocări care ne așteaptă în viitor. Noi am ales să nu mai stăm îngenunchiați în fața nimănui. Noi am ales să fim independenți și liberi, să ne hotărâm singuri destinul și să mergem înainte spre viitorul care ne-l dorim. Dar libertatea nu ți-o dă nimeni pe tavă. Pentru ea trebuie să lupți în fiecare zi. Și trebuie să accepți că libertatea presupune nu doar privilegii. Libertatea presupune și sacrificii. Nu există presiuni cărora să nu putem să le facem față, atâta timp cât suntem uniți. De aceea, uniți, suntem obligați să mergem înainte, de dragul viitorului acestei țări.